Deși au trecut 6 zile de când Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională a decis starea temporară a activității postului Canal 5, asociațiile și organizațiile neguvernamentale de media nu au venit cu nicio declarație publică și nu s-au expus în privința acestei hotărâri. Chiar dacă am insistat de nenumărate ori către mai multe grupuri de presă independente, așa și nu am primit un răspuns, de aceea am mers la un eveniment organizat de ONG-urile media, unde l-am întâlnit pe președintele Asociației Presei Independente, Petru Macovei, căruia i-am solicitat opinia cu privire la situația în care s-a pomenit postul nostru de televiziune. Directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei, a recunoscut că prin activitatea sa, postul nostru de televiziune nu a meritat sancțiunea la care a fost supus. Această decizie a Consiliului este dictată nu atât de postul dumneavoastră de televiziune și de politica editorială a postului dumneavoastră, cât și de investitorul, de proprietarul acestui post de televiziune. Petru Macovei a mai declarat că autoritățile nu au fost destul de transparente și nu au adus destule dovezi clare atunci când au publicat decizia luată de Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale. O mare problemă ține de transparența felului în care au fost adoptate aceste decizii. Sunt absolut convins că autoritățile ar trebui să vă dea mai multe explicații, nu doar dumneavoastră, care sunteți angajați ai postului de televiziune și postului de radio, fiind vorba de cealaltă instituție media, cât și publicul în general, ca oamenii să înțeleagă de ce sunt blocate aceste licențe. Directorul Asociației Presei Independente nu s-a sfiit să ne recomande să căutăm un alt post de muncă. Sunt absolut convins că în Republica Moldova există multe instituții media unde jurnaliștii care își fac meseria deontologic în conformitate cu legea și cu bunul simț al jurnalistului își pot găsi un loc de muncă. De azi aș recomanda postul jurnaliștilor de la postul dumneavoastră de televiziune să-și creeze o instituție media de alternativă, un proiect media prin care să demonstreze. Dar iarăși repet, nu aveți ce demonstra. Totuși, atunci când alte posturi de televiziune s-au pomenit în situații când au fost criticate sau jurnaliștii acelor televiziuni au fost hărțuiți, asociațiile de media independente reacționau public și mereu condamnau orice atac. De când a fost sistată licența de a emite a postului nostru de televiziune, am încercat să aflăm poziția organizațiilor neguvernamentale în acest sens. Președintele Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, a solicitat timp pentru documentare și a zis că va veni cu o reacție, însă până la ziua de azi o declarație nu am primit. Tot atunci, directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, nu ne-a răspuns la telefon. Iar Nicolae Panfil, directorul de programe al Promolex, ne-a spus că această asociație nu se ocupă cu monitorizarea mass media.